Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Se lucrează în ritm alert la amenajarea depoului de autobuze electrice din cadrul proiectului Green Line. Municipiul Petroșani stă bine la plata taxelor și impozitelor locale și de astăzi începe Festivalul Verii la Petroșani. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Proiectul Green Line prinde viață. Se lucrează în ritm alert la amenajarea depoului de autobuze electrice din municipiul Vulcan. Cele 26 de autobuze electrice au ajuns în Valea Jiului încă din toamna anului trecut. Acum, pe lângă construcția depoului destinat acestor vehicule, e necesară să fie implementată complet partea proiectului Green Line, ce vizează modernizarea infrastructurii rutiere și instalarea stațiilor de încărcare. Doar atunci, autobuzele electrice vor putea circula între localitățile din Valea Jiului. În acest moment, pe tot proiectul Green Line se lucrează la stațiile de autobuz, la amplasamentul acestora, la betonul pe care vor fi amplasate, se lucrează la drumuri, cel puțin în Vulcan, pe strada Nicolae Titulescu, acum se ridică toate canalele pentru a putea fi turnat al doilea strat de asfalt. La depoul de autobuze, de asemenea, se lucrează. La fel cum se lucrează și pe capete, unde sunt celelalte stații de întoarcere ale acestor autobuze. Se lucrează în continuare. Noi avem speranță că, așa cum am zis, în vara aceasta până în toamnă să se finalizeze toate lucrările și acest mare proiect să prindă viață. Prea puțin medici specialiști se îndreaptă înspre spitalele de la noi. Cei mai mulți merg la Deva sau Hunedoara, iar Valea Jiului nu mai prezintă interes pentru aceștia aproape deloc. Spitalul de urgență din Petroșani scoate la concurs posturi pentru medici. Potrivit anunțului, se caută un medic specialist pediatrie, un medic primar neonatologie, un medic cardiolog, un oncolog sau un orelist. Anunțul a fost publicat în aceste zile, dar așa cum recunosc cei de la Casa de Sănătate a județului Hunedoara, lucrurile merg greoi pentru că medicii preferă centrele mari în detrimentul unui spital de oraș sau municipiu. În afară de județele care au clinici universitare, care au tradiție, și care sunt foarte căutate, mă refer aici la Timiș, la Cluj, București, Iași sau Mureș, în afară de aceste câteva județe din România, peste tot sunt înregistrate probleme privind prezența medicilor specialiști și activitatea lor. Noi, din păcate, nu facem excepție, în ciuda eforturilor făcute de spitale, de autorități și de Casa de Asigurări de Sănătate, CDSP, avem în continuare dificultăți în a convinge medici să profeseze în județul Hunedoara. Și din acest motiv se vede lipsa medicilor în linie de gardă, în marile spitale din județ și o activitate îngreunată. Sute de oameni așteaptă pentru o programare la un medic specialist și listele se întind pe luni de zile. La Petroșani, pentru că nu este medic neonatolog, copiii care se nasc sunt transferați în alte spitale și de obicei se solicită elicopterul. Medicii de familie sunt aproape toți la pensie în Valea Jiului, iar acesta este încă un segment în care există deficiențe, așa că oamenii din zona de sud a județului Hunedoara sunt nevoiți să plece spre alte județe atunci când au nevoie de consultații de specialitate. După prima jumătate a acestui an, municipiul Petroșani stă bine la plata taxelor și impozitelor. Cele mai conștiincioase au fost persoanele fizice. În general, cetățenii din localitate pot fi numiți buni plătitori, ne afirmă conducerea serviciului de impozite și taxe din Petroșani. Mulți și-au achitat dările până în data de 31 martie pentru a putea beneficia de o bonificație de 10%. Nu se modifică nimic față de anii precedenți. Procentul e același, am ajuns la un 65% până la momentul acesta. Cota cea mai mare o au persoanele fizice din cei 65%. Pe lângă cele două ghișee disponibile pentru cetățeni, aceștia mai au posibilitatea să își achite taxele și impozitele online, direct de pe calculator sau telefon mobil. Astfel pot fi evitate înghesuielile, însă multe persoane încă preferă modalitatea mai clasică de plată a dărilor. Nu este nicio diferență față de anii trecuți. Restanțierii sunt și vor fi, iar unii nu și-au achitat dările nici pentru anul trecut, nemai vorbind de cel curent. Conducerea Direcției de Taxe și Impozite Petroșani afirmă că nu este stipulată vreo amendă pentru aceste persoane.
Amenzi nu se percep pentru că nu este reglementat de codul fiscal la moment. Se percep niște majorări conform codului de procedură fiscală, 1% pe zi sau fracțiune, pe lună sau fracțiune din lună. Sezonul căpșunelor se apropie de final. În schimb, este și rândul altor fructe, printre care și-au făcut apariția și smochinele. Am întâlnit probabil unul dintre ultimii comercianți de căpșune românești din piața din Petroșani. Acesta ne spune că și clima a fost un factor ce le-a dat bătăi de cap, fapt pentru care nu a fost cel mai productiv sezon. Totuși, încă mai avem câteva zile la dispoziție pentru a ne putea face pofta gustând din căpșuni. Nu foarte multe, dar mai sunt. Tot în piața din Petroșani am dat și de producători veniți din județul vecin pentru a aduce aici fructe proaspete. Zmeură, pere, smochine, dude, astăzi am atât la vânzare. Fie vorba de îngrijire sau chiar de culesul fructelor, ambele necesită un efort major din partea producătorilor. Perele, cireșele, sunt complicat de cules. Am centură de siguranță ca să pot să culeg la înălțimi de 10-15 metri. Restul culturilor, cum sunt smochinele, le trebuie soare și apă. Zmeura, la fel. Zmeura e mai pretențioasă, dar dacă am pus plasa antigrindină peste cultura de zmeură, de căpșuni și de roșii, care o să vin la toamnă și să nu fie probleme. Zilnic, acest producător parcurge zeci de kilometri pentru a-și putea comercializa fructele la piața din Petroșani. Aici îmi place. De când eram copil de 5 ani, am vândut. Părinții mei au vândut aici în Valea Jiului, Vulcan, Lupeni. Eu am venit în Petroșani. Potrivit comercianților, prețurile în acest an nu au fost mai mari decât cele de anul trecut, iar întotdeauna este loc și de negocieri. În prezent, vânzătorii așteaptă ca oamenii să se sature de fructele din supermarket și să se întoarcă la piață. Începând din această seară, suntem așteptați la Festivalul Verii în municipiul Petroșani. Timp de 3 zile vom avea parte de muzică bună, petreceri în aer liber și mâncare tradițională. Toată lumea este pregătită la Petroșani și de la terasele cu mâncare la vânzătorii de produse care au venit din mai multe colțuri ale țării, toți spun că sunt gata de festival. Cu ce ați venit la zilele verii? Cu o gugoașă proaspătă, cu o clătită bună, cu un bubble tea, cu o bombonică, cu un bubble waffle, crazy bubble waffle, un suc, un porumb. Vă așteptăm pe toți, cu mare drag, veniți la noi, poftiți, cu marfă proaspătă pentru petroșenenii noștri. Am venit cu gogoșele, cartofi spiralați și ceva dulciuri, bombonele. Mamăliguță cu brânză și jumări, pastramă de berbecuț, costițe, mici. O să fie sarmale, multe. Crânțenele, specialitatea casei. Crânțeneaua este partea de pe burta porcului, aia cu țâțe, care are carnea cea mai fragedă, tăiată, păi nu-i de pe burtă. Da, de pe burtă tăiată frumos, o avem aici, stai să vă arătăm. Asta așa, aici. Asta. Noi le zicem jumeri la astea. Crânțenele, un strat de carne, un ciuc de slănină, numai bună, dulce, semi-afumată. Niculina Stoican, Orca Bron, sunt și ei capete de afiș la acest festival în aer liber care începe din această seară. În data de 28 iunie, ne întâlnim la Petroșani, Festivalul Verii, în centru civic. Vă aștept cu drag! Pe scenă vor urca și soliștii ai Asociației Culturale Lirica, Mesagerii Iubirii, Andrei Calotă, Lenuța Ciuta, Andrada și Marinică Paul, Diana Delis, Florin Paul Camen, Orjul Baldovin. Duminică atmosfera va fi întreținută de Iordana Rad și Teodora Filip. Suntem așteptați din această seară pe Centrul Civic de la Petroșani cu muzică bună, cu gustări inedite și organizatorii mizează pe cât mai mulți oameni care să fie prezenți. Piesa de teatru pentru copii, Cei trei purceluși, se joacă în aer liber pe scena Festivalului Verii. Cei mii sunt așteptați duminică de la ora 16 în Centrul Civic al municipiului Petroșani. Noi suntem purcelușii cei mai puternici și... Eu sunt Năzdrăvanu. Nu, eu sunt Năzdrăvanu. Ba nu, eu. Ba eu că sunt mai mare. Da, se vede asta, știm foarte bine, o să aflați și duminică. Nu ne frică de lupul cel rău, lupul cel rău, lupul cel rău, noi! Cei trei purceluși, piesa care a încântat mai toate ultimele generații de copii la Teatrul Dramatic Ide Sârbu din Petroșani, se joacă în aer liber în Centrul Civic la scenă, duminică după amiază.
Copiii sunt așteptați să aplaude și să intre în jocul celor trei purceluși năzdrăvani care învață să-și construiască pe rând câte o căsuță. Este un spectacol foarte frumos, interactiv. Noi cred că jucăm de vreo 14 ani, au crescut generații de copii și toți s-au bucurat la fiecare reprezentație. Noi ne bucurăm alături de ei și este o plăcere adevărată să te joci cu ei pentru că ei reacționează foarte bine și, nu știu, cred că le aduce multă bucurie. Copilor le place atunci când sunt antrenați în jocul nostru și când comunică cu noi. Clar, noi îl jucăm de foarte mulți ani, eu îl joc de 10 ani, colegii mei de vreo 15 ani și abia aștept să îi bucurăm pe copii, pentru că, cum zicea și colega mea, Oana Liciu, generațiile sunt în continuă schimbare, eu zic că este un spectacol interactiv cât și pentru părinți, adică și ei se pot distra alături de noi. Ora 16, intrare liberă. Piesa iar în distribuție și pe actorii Dorin Ciagoranu și Gheorghe Stoica, așa că dacă sunteți la Petroșani, duminică de la ora 16, haideți să le fim alături celor trei năzdrăvani în peripețiile lor. Royal Optica vine în sprijinul clienților săi cu ochelari progresivi și personalizați. Măsurătorile necesare se pot face în magazinele din Valea Jiului. Cu dotări de ultimă generație, Royal Optica vine în sprijinul persoanelor care au nevoie de o pereche nouă de ochelari. O mare parte din populație nu acordă o atenție sporită a acestui accesoriu atât de important și își schimbă destul de rar ochelarii de vedere. Acum însă există o ocazie perfectă pentru a obține lentile progresive și personalizate în funcție de nevoile clientului. Modul în care se așează rama pe față joacă un rol crucial în fabricarea lentilelor personalizate. Datele esențiale, cum ar fi unghiul pantoscopic, curbura ramei, sunt colectate de impresionist și trimise printr-un canal securizat echipei Rodenstock din Germania pentru a începe producția lentilelor. Clientul se așează în fața aparatului și se uită în oglindă, iar imaginile sunt capturate din două perspective de două camere. Folosind aceste imagini combinate cu rama aleasă, sunt măsurați parametrii feței cu precizie, inclusiv distanța și diametrul pupilei. Pe lângă aceste date, impresionistul oferă și informații despre geometria lentilelor, grosimea acestora și tratamentul lor, clientul putând vizualiza ce înseamnă un tratament antireflex sau un tratament heliomat. Costul unei consultații care implică scanarea cu DNA scanner este unul accesibil pentru cetățenii din Valea Jiului. Iar cel mai important este că la Royal Optica toți doritorii pot beneficia de ochelari personalizați ce țin cont de particularitățile fiecărui ochi. Cu ajutorul tehnologiei 3D de înaltă precizie a DNA scannerului, măsurăm anatomia individuală a ochilor cu o acuratețe fără precedent. Valorile biometrice obținute sunt integrate în lentilele dumneavoastră, oferindu-vă lentile perfect personalizate și cea mai bună vedere posibilă atât pentru lentilele monofocale cât și pentru cele progresive. Importanța ochelarilor este deseori subestimată, însă cei de la Royal Optica îți pot transforma ochelarii într-un accesoriu extrem de util, funcțional, dar și atractiv. De menționat este faptul că colorarea lentilelor este gratuită, așa că vino la Royal Optica! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!